Indiferent în ce parte a capitalei dorim să ajungem, cel mai rapid mijloc de transport în comun rămâne metroul, unde mai punem că nu ne plouă, nu ne ninge și nici nu stăm în frig. Însă, dincolo de aceste aspecte, ne gândim și la partea financiară. Bucureștenii plătesc, într-adevăr, cele mai scăzute prețuri pentru călătoria cu metroul, comparativ cu alți cetățeni din marile orașe ale Uniunii Europene. În același timp însă, puterea de cumpărare a conaționalilor este sensibil mai mică. Salariul minim în Marea Britanie este de 1150 de euro, asta în timp ce România se află pe ultimul loc între țările Uniunii după acest indicator, cu puțin peste 200 de euro. Aș fi vrut să aibă reduceri mai mari pentru elevi, adică mi se pare reducerea destul de mică față de cât dă mama mea pentru abonament. Scumpe față de prețurile care sunt, salariile și pensiile care sunt. Noi ca noi ne descurcăm cum ne descurcăm, dar nu știu ce o să facă copiii maxim 90 ani peste câțiva ani de zile, o să fie ceva tragic, jalnic în țara asta, din punctul meu de vedere. Dumneavoastră, de pildă, vă permite să cumpărați lună de lună un abonament nelimitat care costă în prezent 60 de lei? E ceva strigător la cer, la prețul și la traiul de viață care este, în primul rând, în al doilea rând, partea salarială. Aici depinde tot. Faceți o mică diferență la bulgari, un salariu mediu pe economie de 4-500 de euro, la noi e nici 200 de euro. O călătorie cu metroul bucureștean costă aproximativ 50 de eurocenți, în timp ce în alte capitale europene, precum Stockholm sau Londra, prețul unui bilet este cuprins între 4 și 5 euro. Dacă facem un mic calcul, raportul dintre prețul pe călătorie și salariul minim este același. Situația s-ar putea schimba însă în viitor. După cum știți foarte bine, de 2 ani de zile nu s-a făcut nicio modificare. O să trebuiască să umblăm și la cartele, nu știu cât ești de curând o să umblăm, dar trebuie ca și manager, eu trebuie să o am în vedere și acest lucru. Cel mai vechi metrou din lume, cel din Londra, a fost inaugurat în ianuarie 1863. Primele linii de la Paris au apărut în 1900, iar transportul subteran din New York City a început să funcționeze în 1904. Abia pe 16 noiembrie 1979 a fost pus în funcțiune și primul tronson de metrou de la noi din țară, cel din București.